Joi în Senat s-a aprobat proiectul de lege care prevede creșterea indemnizațiilor aleșilor locali, iar votul a fost unul secret. Creșterile ar fi cuprinse între 100 și 700 de lei brut pe lună, adică o mărire a salariilor cu 30%. Inițiativa aparține mai multor parlamentari ai Partidului Social Democrat, așa că aprobarea acesteia de către senatori este văzută cu ochi buni și de către socialdemocrații giurgiuveni. Atunci când s-a gândit câțiva ani în urmă salariul primarilor, trebuie să dăm, a spus cineva, s-a exprimat că primarul se descurcă și că trebuie, ca și doctorul, de altfel ca și profesorul, să primească niște salarii mai mici. S-a dovedit că acest lucru este dăunător pentru dezvoltarea societății noastre, că salariile trebuie să fie corespunzători pregătirii și muncii fiecăruia dintre cei care desfășoară astfel de activități și că primarii trebuie să primească, ca și profesorii, ca și medicii, niște salarii demne pentru activitatea pe care o produc, în așa fel încât să-și asigure cele necesare pentru el și pentru familie. Dacă legea trece și de Camera Deputaților, care este for decizional, primarul general al capitalei ar avea un salariu de 7.643 de lei, președintele Consiliului Județean între 6.500 și 6.600 de lei, primarii de municipii între 5.774 și 6.333 de lei, iar primarii de comună între 3.331 și 4.012 lei.